Anunțul nopții despre pensiile recalculate. Ministrul Muncii de mâine vor începe. E oficial. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Simona Bucura Oprescu, a dat asigurări că majoritatea românilor vor primi pensii mai mari după recalculare. Majoritatea românilor vor primi pensii mai mari după recalculare. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Simona Bucura Oprescu a dat asigurări că majoritatea românilor vor primi pensii mai mari, după recalculare. Chiar dacă aproximativ 200.000 de persoane nu vor avea parte de schimbări în valoarea pensiei, oficialii români promit că niciun pensionar nu va pierde din drepturile pe care le are. Din punctul ei de vedere, legea este bună. Ea consideră că românii sunt mulțumiți, mai ales că de a doua zi urmau să înceapă să primească pensiile recalculate. Din păcate. Nu se aude prea des celor mulțumiți. Ea a admis că poate nici autoritățile române nu au comunicat suficient. De ani de zile, românii au cerut pensii calculate pe baza contribuțiilor, indiferent de momentul pensionării. Datorită recalculării, peste 3,8 milioane de pensionari au primit măriri ale pensiilor. Ea a recunoscut că aproximativ 200.000 de pensionari vor rămâne la aceeași sumă. Dar a asigurat că nimeni nu va pierde. Aceștia au avut beneficii suplimentare față de alți români care au muncit și au contribuit la fel ca ei. Nu ar fi corect, spune ea, ca cei care s-au pensionat după 2010 să beneficieze de indice de corecție, în timp ce cei care au ieșit la pensie pe legi mai vechi nu. Pe noua lege, acest indice nu mai există, ceea ce creează un echilibru subliniind că fiecare își dorește dreptate și corectitudine în calitate de asigurat. Legea este bună. Cred că românii sunt mulțumiți, cu atât mai mult cu cât de mâine vor începe să primească pensiile recalculate. Din păcate, nu auzim prea des și vocea celor mulțumiți. Poate nici noi nu am comunicat destul. De ani de zile s-a spus că vrem pensii care să fie raportate la cât am contribuit, indiferent de momentul în care am ajuns la pensie. Avem peste 3,8 milioane de pensionari care, datorită recalculării, au primit măriri ale pensiilor. Da, avem și circa 200 de mii de pensionari care rămân la aceeași sumă, dar nimeni nu pierde. În cazul acestor români, ei au avut beneficii suplimentare față de românii care au muncit și au contribuit la fel ca și ei. Este incorrect față de românii care au ieșit la pensie pe legi mai vechi, ca cei care au ieșit după 2010 să aibă indice de corecție. Pe noua lege nu mai avem acest indice, astfel că suntem într-o zonă de echilibru. Fiecare ne dorim dreptate și corectitudine în calitatea de asigurat, a declarat ea, duminică, în cadrul unei intervenții TV la România TV.